Punctul 18. Prinde o vedere privind aprobarea recuperării bugetului local al Sevara pe anul 2015. Sunt conflict de interes în compatibilități la acest punct. Domnul primar? Comisia de buget? Comisia juridică? Urbanism? Favorabil. Comerț? Favorabil. Cultură? Favorabil. Dacă doresc cineva să ia cuvântul, domnul Voinia, domnul Magaon, domnul Popoțanu. Începem cu Voinia. Ce-a solicit un amendament la lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2015, capitolul 6502, B6, în loc de achiziționare și montare centrală termică la blocul 1 școală Colegiul Tehnic Matei Corvin, pentru că s-ar putea înțelege strict doar achiziția centralei și nimic pe lângă, s-ar risca să rămânem cu un bibelou așa, doresc achiziționare și montare instalații de încălzire punct termic blocul 1 școală. Pentru a funcționa un punct termic, știți că pe lângă centrală există pompă de recirculare, vas de expansiune, montare de astfel de echipamente și alte lucrări auxiliare. Da, să începem la capitolul autorizații publice și acțiuni externe. La poziția 2, reactualizare publică. Aici apare o valoare de 105.000 lei care se va completa din bugetul local. Cer ca această sumă să fie mutată la piață. Pentru că acolo este important, PUB-ul nu cred că ne interesează și s-au dat atâția bani și nu s-a făcut, nu știu, nici nu știu exact pentru ce trebuie acest PUB. Că n-am fost informat. Și cred că putem să lăsăm acest PUB să-l aprobăm la anul, bugetul care se va aprobat pe anul următor. Domnul Maroan, am pus deja la piață, sunt 300.000 de lei care au fost alocate pentru piață, iar PUB-ul trebuie să-l mutăm din altă parte acolo, să vedeți că ajungem și acolo. Deci asta este un punct. O să mai mutăm, mai mutăm. S-a precizat, s-a mers și punct. Deci acești 105.000 de lei să fie mutați. Deci anexa numărul. Eu vreau să vă spun că PUB-ul actual este valabil până la sfârșitul anului acesta. Rămânem, suntem orașul care rămâne în fără planul planificării generale. Deci, ca efect, nu se vor mai putea emite autorizații de construire în municipiul Medara, început cu 1 ianuarie 2016. Dar de ce nu s-a prins? Că erau prinse numai 30.000 aici, vorbesc. De ce nu s-a propus 150.000 de la început? Sau cât era de ce s-a? Că doar nu eram împotrivă, nimeni n-a fost. Dar aici, dacă valoarea inițială a fost de 30.000, eu cred că serviciul urbanism, unde văd că iarăși am treabă cu doamna Ucrișiu, nu este aici, trebuia să vină cu planul, vine cu lecția învățată, să ne spună ce are și ce trebuie să facă în Medoara. Nu vine luna august, sunt 3 luni și până aprobăm, până nu știu ce, nici nu știm dacă se face proiectul ăsta. Că s-au mai făcut proiecte care nu sunt încă puse în realizare. De exemplu, Bulevardul Corvin. S-a făcut și ați văzut ce a ieșit. Nu se știe nimic ce se va întâmpla. Numai așa, ca să dăm bani, eu consider că deocamdată să ne oprim cu acest PUC, pentru că pentru mine nu, cel puțin nu este punctul meu de vedere și îmi susțin punctul. Deci dăm, dar să dăm pe ceva real, să vedem, nu știm. Deci asta trebuia prinse la începutul anului. Da. Mai departe. Ce mă gândim că dacă ne-am plicat lista de investiții care face parte din hotărâre, atunci trebuie modificată și hotărârea. O să modificăm. De asta vrem, adică vrem să cerem că sunt niște lucruri care nu par. Adică vrem și noi niște lămuriri. Da, să spuneți la punctul ăsta că se modifică și articolul 1 din hotărâre, punctul 2. Se diminuează capitolul 51 și se introduce capitolul. Bine, este o propunere. Este o propunere. Să vedem. Hai să vedem. Să punem la vot, exact. Bun. Mai departe.
La capitolul 4, la cultură. Amenajare, zonă de agrement, strand în municipiul Nedoara. Aici văd că se propune o valoare, deci este 117.000 și valoarea inițială, iar valoarea propusă este 357.000. Deci mă gândesc, se cere o suplimentare de 240.000 pentru nu știu ce, cheltuieli, probabil, care s-au făcut, nu s-au făcut. Și vreau să întreb pe domnul primar dacă s-a plătit această sumă. Nu suma din valoarea asta de 240.000 dacă sunt bani plătiți. Aici se cere o suplimentare, deci de la 117.000 valoare inițială, se cere o valoare propusă de 357. Diferența este o valoare de 240.000. Se va completa din bugetul local. Pentru ce, dacă din această sumă ați plătit vreun leu, deci din cei 240, nu, 117, tăiați sumă. Bun, mulțumesc. Mai departe. Deci, această sumă, cred că s-au plătit destui bani și prima dată cred că suma asta trebuia să vedem un deviz, ofertă sau un act adițional la lucrările care s-au făcut. Că lucrările știm că sunt făcute și trebuie plătite, e normal. Dar trebuie să vedem ceva. Nu putem așa să dăm cu banii, că oricum vedeți ce spune și pe Facebook și peste tot, de la 7 milioane s-a ajuns la 9 milioane jumate. Toată lumea scandalizează cu ce se întâmplă acolo. Și ce aș vrea să mai spun? Aici noi am aprobat un tarif la ștrand. Știu că nu face un pic obiectul, dar trebuie, suntem de ștrand. Rugăm după ora 10 să se închidă ștrandul și cu șampania să o lase mai puțin. Dimineața când vin oamenii, miroase șampania la ștrand. Nu-i normal. Asta e pe lângă subiect. Să văd. Se face baie cu șampanie, să înțelegem. Sigur că mai. Dar stai că n-am terminat. La poziția 2B3. Aici în proiect avem realizare drum și alei de acces la grădina zoologică. Aici știu că și se cere o valoare de 300.000 de lei care se completează din bugetul local. Eu știu că s-a făcut această lucrare. Este adevărat sau este altă lucrare? Întreb. Compartimentul de specialitate. Păi s-a discutat, doamnă, dar dacă dumneavoastră n-ați fost, dar acolo nu ne-a spus altceva. Că este alt proiect de hotărâre și nu este proiectul ăsta. Și vreau să văd dacă e adevărat. Uitați-ne și nouă. Dacă dumneavoastră știți mai bine, eu trebuie să votez. Și ca să votez, trebuie să știu ce votez. Iertați-mă că vă spun, da? Nu suntem aici numai să ridicăm mâna. Cine vrea, o ridică cum vrea. Întreb, aveți comisie de specialitate, să... Este vorba de realizare, drum și alei de acces la grădina zoologică sau alt proiect? Răspund la întrebare. Da. Ajungem la poziția 4C3. Este o problemă aici, că trebuie să au rămas niște bani de la cort. Domnul consilier, am rugămintea. Spuneți, vă rog, anexa. Prezentați toate datele, pentru că nu înțelegem nimic din ceea ce vă prezentați. Păi, votați, domnilor. Păi dacă eu nu pot să văd, că n-am cu cine să discut. Păi v-am spus. Mai înainte a fost poziția B3. Am spus-o și dumneavoastră. Realizare și alei acces grădina zoologică. V-am cerut un om cu care să discut. Nu am cu cine discuta. Da, spuneți-mi despre ce, cum se numește proiectul de acolo, că mie mi s-a spus altceva și vreau să fiu convins că este alt proiect. Și vă rog, domnul Spiritos, să fiți mai atent când vorbesc. Da, este acesta. Deci am întrebat și de asta...
Domnul, mie mi-au dat denumirea obiectivului că este alei și drum acces în incinta grădinii zoologice. Reactualizare din 30.09.2004. Și dacă este așa, trebuie numai schimbată denumirea proiectului. Și este în regulă. Nu cer altceva. Dar să facem, să votăm ceva în regulă, dacă este. Dacă nu este așa, înseamnă că să și discutăm de lucruri aparte. Deci asta am vrut să spun. Pentru că am cerut, este acest proiect sau este alt proiect? Dacă este alt proiect, să spunem cum îi spune la proiect. Dar dacă nu putem discuta cu nimeni, atunci e mai grav. Domnul Nimu. La proiectul aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara pe 2015. La capitolul 4, numărul 6702, cultură, poziția 2, respectiv, realizare, drum și alei de acces la grădina zoologică. Acesta este proiectul. Avem documentație? Nu, v-am întrebat, acesta este proiectul. Proiectul și drumul și avem documentație, nu-i realizat și de aia l-am prins. Ascultați-mă să vă spun și dumneavoastră. Am primit informație că nu este acesta proiect. Și proiectul se numește Alei și drum acces în incinta grădinii zoologice, reactualizare din 30.09.2014, iar valoarea lui este 395.197,96. Iar valoarea propusă este 404.000. Da, este undeva... El a fost făcut. Dar asta se numește. Pentru că aici spune realizare drum și alei la grădină, ceea ce este făcut. Probabil e o... De asta vreau să spun. Și atunci să se schimbe, domnul Spiridon, în loc de realizare drum și alei la acces la grădina zoologică, alei și drum acces în incinta grădinii zoologice. Ca să nu fie niciodată. Păi, ăla este proiectul. Aici e alt proiect. Ce ne spune dumneavoastră este alt proiect. Ați reținut? Bine, spune, m-am întrebat, ca să vedeți că nu pice pe trebuie așa. La poziția 4, ce trei? Trebuie să nu s-a da. La poziția 4, centru de achiziționare cort pentru economii și ăștia. Suntem de acord, numai aici am o singură problemă eu. Îmi trebuie un deviz și o situație de plată să vedem pe și situația de plată de la... Că la orice lucrare care se face cu unitățile de stat, trebuie anexat o situație de plată după care se face factura săptămâna. În cât timp păstrâne această situație de plată? Întreb. Dar ce nu aveți? Păi vă avem, vreți să... Păi ce este mare lucru să se săroxeze sau dacă e secretă? Asta ține de documentele justificative care plăți. Avem aici un surplus de 2.70. Nu, să iau. Păi să iau, este un surplus. Am spus că au rămas. Da, am spus că este un surplus. Și asta vreau. Poate mai trebuiau, dar vreau să văd și eu o situație de plată. E ceva greșit? Nu, nu e greșit. Păi, am înțeles, deci vă rog. Și mai apare aici, poziția 7 și 8, tot astea, cu achiziționare sistem supraveghere de agrement la Corvina, deci este de stran, și sistemul de climatizare și sistem de protecție la șocurile instalației. Acestea două vrut să se plată, pentru că cred că oricum am trecut acum când am venit pe la ștrand, nu era nimeni. Și nu știu dacă banii ăștia noi putem prinde în bugetul de pe la anul. Avem ce face. Sunt atâtea proiecte de făcut. Putem face proiecte pentru apă, la boi și canalizare, flaș și groș. Nu este, deci asta se poate începe, că poate va apare acest un proiect ceva să putem face. Sunt alte lucruri și la drumuri se pot muta peste tot, numai așa să aruncăm banii la ștrand acum când nu cred că mai este nimeni și nu mai e cazul. Direcția economică, vă rog. Se pot scoate de acolo? Cum s-au pus aceste legi? Poate ar fi bun. Dacă se aprobă, da, eu cam atât am avut.
Da, domnul Bobuțanu. Da, tot la buget. În primul rând, vreau să vă spun că această rectificare de buget se datorează acelor bani care sunt dați de Guvernul României, unde Hunedoara a fost defavorizată și iată că suma de 5 milioane, plus banii din sponsorizări de la zilele Hunedoarei, sunt prinși în acest buget. Evident că așa este corect, Consiliul Local să hotărească cum se împart acești bani, iar hotărârea să se ia în cadrul ședinței prin amendamente. Primul amendament pe care vreau să vi-l supun atenție este reactualizare PUC. Pentru că suma de 105.000 nu este o sumă extraordinar de mare care să ne pună în așteptare foarte mult, vom realiza venituri suplimentare și în cursul lunii viitoare. Aș dori că această sumă de 105.000 de lei de la capitolul 5102, poziția B1, să fie mutată la capitolul 6802, poziția B2, asigurare și asistență socială. Vorbim aici de lucrarea de la Căminul de Bătrâni privind canalizarea. Deci odată, la modernizare piața Obor. Da, este adevărat că este foarte necesar să modernizăm piața. Cu siguranță, în cadrul ședinței, mulți dintre noastre au ridicat această problemă. Doar că nu mi se pare corect ca o sumă importantă de bani pentru a moderniza piața Obor, respectiv 150.000 de lei, să se completeze din capitolul 6702 Cultură, întocmirea documentației tehnico-economice DALI pentru amenajări exterioare zona Castelului Corvinilor. Bănuiesc, este necesar de a întocmi această documentație, mai ales că vom vorbi la diverse despre fondurile europene, urmând să vă fac o informare cu discuțiile pe care le-am avut cu directorul Agenției de Dezvoltare Regională, iar valoarea de 140.000 care se completează până la suma propusă de 420.000 se completează tot din acest buget, din rectificare. Și aș dori ca banii, respectiv 150.000 de lei, să rămână pentru urmirea documentației tehnico-economice pentru amenajări exterioare zona Castelului Corvinilor, iar diferența de 140.000 de lei să se mute la capitolul 6802, poziția B2, suma de 45.000 de lei pentru a întregi costul lucrării privind realizarea rețea canalizare pluvială pentru centru social multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara. 3. Tot de pe capitolul 5402, poziția C1, restul de 75.000 de lei să se mute la capitolul învățământ, poziția B5, reabilitare termică imobil școala gimnazială numărul 2 și poziția B6, suma de 20.000 de lei, acolo unde a făcut referire domnul consilier Voinia și o să găsiți în lista de investiții B6. Acestea ar fi amendamentele pe care le propun. Totodată sunt de acord cu un proiect care este introdus în lista de investiții și pentru că suntem foarte atenți cu ce se întâmplă cu unitățile de învățământ. Vreau să vi-l citesc. Este un proiect nou. Reabilitare tehnică și audit energetic la școala gimnazială numărul 7 din cadrul Colegiului Economic Manuel Gojdu. Care aș vrea să-i întreb pe cei de la fonduri europene dacă știu că anul viitor putem beneficia de bani pentru așa ceva din fonduri europene. Și dacă este oportun să începem o lucrare nouă în condițiile în care nu am terminat lucrarea de la școala gimnazială numărul 1 și școala gimnazială numărul 2, care se face pe fonduri proprii, deoarece acolo lucrurile sunt demarate mai din timp și evident din o altă documentație nu pot beneficia de fonduri europene. Deci vreau să vă citesc axa prioritară 3 cu 1, sprijinirea eficienței energetice. Și aici avem beneficiarea acestor priorități de investiții vor fi autoritățile publice centrale, precum și autoritățile și instituțiile publice locale, respectiv la grupa A, îmbunătățirea izolației termice a învelopării clădirii, pereți exteriori, ferestre, tâmpărie, planșeu și arpante învelitoare. Deci tot ce înseamnă o lucrare de reabilitare termică de această dată pe fonduri europene.
voi vota acest proiect, să nu se înțeleagă că am ceva împotrivă, dar o economie de 500 de mii de lei, dacă nu mă înșel, nu ar fi o economie, o sumă, nu ar fi fost mai bine direcționată către cele două școli pentru a se termina lucrările acolo, pentru că ele sunt începute. Poate cineva să răspundă de la fonduri europene, dacă mă înșel, cu această axă? Bun, deci până în momentul de față, acestea sunt amendamentele și mai am un amendament de făcut privind capitolul 62-6702 Cultură. Amenajare zona de agrement și stradă municipiul Hunedoara. Noi știm că am început de la o sumă de 7 milioane și jumătate, cred, de lei. Sumă care a fost votată în Consiliul Local. Ulterior, acea sumă a fost majorată prin prețul bilei respective, lucru pe care tot noi l-am aprobat în ședința de Consiliu Local. Hotărârea de Consiliu Local se numește, are poartă numărul 312 din 2014, când valoarea investiției totale a fost aprobată la 9.184.443 de lei, inclusiv TVA. Ce vreau să spun? Am primit o hârtie pe care mi-au cerut-o cei de la Direcția Tehnică și Birou de Investiții de a o semna. În discuțiile către, era adresată Direcției Economice, hârtie din care rezulta că valoarea aceasta de 9.184.000 este necesar să crească cu suma de 249.643 de lei, pentru că au apărut lucrări suplimentare. Este o chestie de logică să apară și lucrări suplimentare care trebuie a fi plătite. Nu văd un lucru logic să nu prinzi în devizul inițial cotele ISC, Dirigenția de Șantier și Asistența Tehnică. Da, mă rog, să zicem că le-am uitat. Ce vă propun eu? Pentru că am discutat și cu domnul secretar și cu doamna director. Consider că suma de 240.000 de lei pe care ar urma să o aprobăm la întreg în lista de investiții nu ar fi corect decât printr-o hotărâre Consiliu Local care să majoreze prețul devizului la ceea ce înseamnă inițial. Altfel, din punctul meu de vedere, ne aflăm într-o ilegalitate. Valoarea investiției s-a majorat cu această sumă de 240.000 de lei. Valoarea investiției totală trebuie să facă obiectul unei hotărâri de Consiliu Local, chiar 312 prin completare a sumei respective, la fel cum am făcut cu celelalte sume. Din acest punct de vedere, consider că lista de investiții cu această sumă este greșit întocmită. Deci amendamentele sunt 4 până la urmă. Nu cred și eu ceva. Poate? Am văzut o sumă de 4.800.000 pentru întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement. Aceasta e suplimentare față de sumele care se plătesc în fiecare lună sau? Am înțeles. Deci se suplimentează cu 4 miliarde. Și la cine se plătește? Cu vizorul și pe întreținerea zonelor verzi. Cum se numește? SCPF. Am înțeles. Mulțumesc. Trecem la vot. Stați-mă puțin. Deci, să lămurim niște lucruri. Legat de SF-ul de la noastră, explicați-le, vă rog, domnilor consilieri, ce SF-uri avem și de ce renunțăm la SF-ul. Da. Țineți seama de ghidul care de ghidul consultativ. O dau explicații la diverse, știu. Da, știm de ce. La diverse vom spune. Despre întocmirea lui și despre faptul că nu este eligibil, nu? Nu. Este eligibil. Dar nu așa. Studiul de fezabilitate făcut pe un castel în întregimea monumentului de la mare este eligibil de axa 5.
ceea ce valoarea la care a fost dimensionat, probabil că o parte dintre, probabil că va să facem o oarecare corecție la SF, pentru că valoarea maximă eligibilă, dacă nu se aprobă altfel, este doar de 5 milioane de euro, față de undeva în jurul 7 milioane, cât era valoarea estimată. Dacă îl făceam pe 5 milioane, așa cum spunea de revestu, costa o anumită sumă. Dacă l-am făcut pe 30 de milioane, evident a costat o altă sumă, nu? Studiul de fezabilitate de la Casemie pe 30 de milioane, este pe 7,4 milioane de euro. Deci, ceea ce aveți dumneavoastră acolo... Restaurare, protecție și conservare de la Drăvesc. Vorbesc cu ce spun dânsii. 30.594.900,85, valoare estimată a proiectului în euro. Euro, scrie aici. Euro, așa scrie. De 7,4 milioane de euro valoarea SF-ului pe parc, tot ce înseamnă de la pod încolo. Și considerați că putem renunța la SF-ul acesta? Nu. Nu e vorba de acest SF. SF-ul este făcut, este plătit. Săptămâna trecută a obținut ultimul aviz. Avizul pe rezistență de la Ministerul Culturii. Avem toate avizele de la Ministerul Culturii, ne putem apuca de proiectul tehnic, astfel încât proiectul să dobândească maturitate și momentul în care se dă drumul la... Atenție la valoarea propusă a proiectului de 30,59 milioane de euro, având în vedere că valoarea maximă pentru proiectele care nu sunt monument UNESCO se ridică la maxim 5 milioane de euro, este răspunsul celor de la ADR Vest. Din punctul meu de vedere, o sumă de bani pe care ai plătit-o pentru un proiect de așa valoare, evident că a necesitat mai multă muncă decât dacă ai fi făcut un proiect, așa cum spun oamenii. Domnul viceprimar, deci noi avem 3 SF-uri, că văd că ne faceți dialog între ea și nu înțelege nimeni nimica. Există 3 SF-uri în lucru pentru Castelul Corvinilor. Unul dintre ele privește, într-adevăr, a primit avizul de la Ministerul Culturii. Cel de-al doilea privește accesul la castel, de a schimba accesul la castel. Al treilea, la care vă propunem să renunțăm, este cel care vizează interiorul curții. Deci de la poarta, de la grilaj până la pod. Delimitată de casa administrată, delimitat clubul... Care nu poate face obiectul de finanțare europene, drept pentru care am considerat că nu o să imobilizăm niște resurse financiare în o documentație, nu că n-ar trebui, ci nu este de neapărat urgență acum. Deci exact cum vă spun, vă mulțumesc pentru ceea ce spuneți. Spre surprinderea mea și probabil la majorității colegilor, habar n-aveam de toate aceste lucruri, pentru că noi stabilim ce proiecte să facem și aflăm ori din presă, ori aflăm de la Adărăvesc, când mi-a zis, domnule, 30 de milioane, când ne cereți aici, vă construim alt castel. Asta a fost discuția care a fost. Am înțeles perfect, dar probabil că Consiliul Local trebuie să fie informat despre toate acestea. Fișe de proiect trimise la Adărăvesc și fișe consultative. N-a fost valoarea bătută în cuie, au fost ceea ce am trimis noi la Adărăvesc, au fost niște fișe care... Eu vorbesc din hârtia trimisă de la Adărăvesc pentru primărie. Da, exact, și eu vorbesc tot de acea hârtie. Au fost trimise niște fișe pentru niște proiecte care trebuiau, care le vedeam noi să fie puse pentru 2014-2020. Valoarea n-a fost bătută în cuie, a fost o estimare de-a noastră că am vrea proiecte de valoarea respectivă. Și atunci studiul a fost făcut pe valoarea estimativă? Nu. Ceea ce aveți dumneavoastră acolo, dați-i tempo, cum spune. Ceea ce aveți dumneavoastră acolo sunt niște... Noi am pregătit niște fișe de proiect în 2014 pentru ciclul viitor de finanțare. Eu vorbeam despre același proiect, am înțeles la domnul primar, că de fapt este vorba despre după. Noi am fost oarecum mai optimiști și am sperat că acele ghiduri care vor apărea vor permite reabilitarea de întregime, atât pe partea de rezistență, cât și pe partea de circuite turistice. Pentru că nu știu dacă mai e studiul de fezabilitate care a fost făcut... Cât a costat acel studiu de fezabilitate? Până 30 de mii. Nu știu cât, dar vă pot spune mai puțin de... Cred că n-am fi ținut ședința loc, dacă am face o informare lunară, Consiliul Local care ridică mâna și aprobă oricele, nu ar fi nici cu supărare, nu ar fi nici cu o intervenție din partea nu știu cui care are de luat nu știu ce lau. Este vorba de o informare de bun simț față de un Consiliu Local. Nu este posibil să primesc o hârtie, să vreau să informez, să spune stați că acolo de fapt ne-am gândit la altceva, dar a ieșit altceva. Și ar fi atât de greu să întrebați pe toți consilierii locali dacă au vreo idee, vreo inițiativă pentru un nou proiect european,
Pentru că toată lumea citește și se informează, știe despre ce este vorba. De ce să nu știm și noi? De ce trebuie să aflăm? Și mă iertați, cu toată stima ce vă opor și știți că este așa. Intru într-un conflict verbal pe care nu-l doresc. Deci chiar nu-l doresc. Citam, domnul vicepreședinte, stima este reciprocă, dar nu, zice, nu e cazul să ne gratulăm reciprocă acum. Cea, față de strategia pe care dumneavoastră, în Consiliul Local, ați aprobat-o, noi am gândit în 2014, la sfârșitul anului, niște proiecte extrase din acea strategie și nu din altceva, că n-am inventat alte proiecte decât cele care inițial au fost supuse aprobării dumneavoastră și care dumneavoastră ați acordat niște priorități. Dacă mai țineți minte că care o facem în varia prioritatea. Prioritățile sunt la modul general, domnul director. Și pe acelea, coroborate cu ceea ce se finanțează, pentru că nu întotdeauna ce vrem noi se finanțează de către Uniunea Europeană, ci nici invers. Drept pentru care am făcut o combinare între strategie și ceea ce știam că vor fi obiectivele care vor fi finanțabile. Și de aceea am făcut niște fișe de proiect preliminare, care fișe de proiect ca fiind niște fișe de planificare, au suportat modificări ulterioare și din nefericire au suportat în jos, pentru că avem un plafon față de care nu putem depăși, pentru că atâta finanțează pe aceste proiecte. Asta a fost rațiunea pentru care... Apoi niște fișe de proiect a unor proiecte integrate și față de ghidurile care au fost în 2014, acum în 2015, ghid consultativ, de exemplu, o axă a fost scoasă de tot, a dispărut de tot. Noi am prins un proiect pentru axa respectivă, dar acum nu mai putem să-l finanțăm. Este vorba de centru vechi care... Eu sunt alt proiect care se supuse și acolo. Păi da, dar anul trecut, în 2014, când ne-am gândit la proiectul acesta... Da, dar nu suntem noi de vină. Banii a cheltuit. Da, suntem noi de vină. Poate, da. Deci toate astea, proiectele respective, au fost prinse în strategie. Unde strategia a fost preconsultare, au fost și domnii consilieri, și și-au spus și de și care ce proiecte vreau să fie pe propuse pentru 2014-2020. Poate reface, sigur. Și dacă renunțăm la muzeul fiului, s-ar putea să reușim să facem infrastructura stradală și tot ce ne-am propus pe proiect pe o altă axă. Dar trebuie corectat puțin să fie. Să facem o rectificare. Sau mergem pe mediu, exact. Sau mergem pe, exact, sau mergem pe mediu, pe partea de Cerna, să punem în valoare patrimoniul natural și nu cel istoric. Deci există variante de finanțare. Sperăm că există variante de finanțare. Amendamentele să le supunem la vot. Dacă erați atent, nu aveați deja. La lista obiectelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget de anul 2015, capitolul 6502 învățământ 36, în loc de achiziționare și montare centrală termică la bloc 1 școală, să fie achiziționare și montare instalații de încălzire punct termic bloc 1 școală. S-a registrat, da. Cine este pentru? Pentru domnul consilier Bobuțanu, Părcaș, Tamatoriu, Bonia, Orca, Bagaon, Tocaci. Și cam atât. Împotrivă? Abține? Deci abține. Domnul consilier Munteanu Vichy, domnul consilier Rusu Constantin, domnul consilier Arteam, domnul consilier Meșan, Bucaleț, Costa, Bișan, Barcaș, Părgineanu și domnul. Deci, capitolul 5102, poziția 2.
Deci referitoare la reactualizare PUC, valoarea de 105.000 plus și domnul viceprimar să treacă la canalizare la... Capitolul 64-7402, dacă îmi permiteți că le-am spus. Da. Mediu și apă, poziția 2-1. Deci să treacă acolo. La capitolul 54-02, poziția 2-2. Cine este pentru amendamentul domnului Jean? Da, corespunzător. Vreau să vă spun că la capitolul 54.02, poziția pe 2 mai puțin, banii se iau de la rampa persoanelor cu handicap de la buletin. Cred că persoanele cu handicap merită să aibă o rampă. Banii de acolo se iau și se mută. Se modifică corespunzător pentru că sumele sunt tot aceleași. Iar când veți aproba hotărârea de Consiliu pe articole, la articolul 1 sunt modificări. Toate sumele de la un capitol duce la altul. Asta implică niște calcule pe care nu le pot face acum. Modificările se fac la articolul numărul 1, secția dezvoltare. Da. Articolul 1 cu 1 secția funcționare, articolul 1 cu 2 secția dezvoltare, fiind vorba de bani din buget, pot fi trecuți în orice capitol. Și acum ați trecut capitolul în așa. Atunci când faceți bugetul, eu mă primești pe noi. Păi da, dar noi discutăm amendamentele consulente. Și am scris amendamentele Consiliu. Amendamentele sunt legale. Domnul consilier, să reluăm amendamentul ținând cont de precizarea care s-a făcut la direcție. Deci încă o dată precizarea este capitolul 54.02. Rog frumos, este amendamentul domnului consilier. Este un amendament. Este ramul cu handicap, toate unde se iau, pentru a se muta în altă parte. Dar bine să renunțăm la PUC? Nu, poate fi la handicap la sfârșit mai mult. Deci discuțiile s-au terminat. Gata, haideți la următorul pământ. Cine este pentru amendamentul reformularea amendamentului? Lăsați-ne și părășiți. Pentru că astăzi nu știu ce este de făcut după ședință. Vă rog, sumă vă rog ședința. Deci valoarea de 105.000 lei, care este din bugetul de venituri și cheltuieli, să se mute la unitatea militară, unde se face canalizarea, respectiv punctul 6802, da, reabilitare termică, nu, 6802 este realizare rețea canalizare privată pentru centrul social multifuncțional pentru persoane vârstnice din municipiul Hunedoara. Și lista de investiții? Da, asta este unul. Zona de agrement, deci capitolul 6702, cultură, valoarea de 240.000, să se mute tot la acest capitol. Probabil 105 cu 4 depășește. Aici este tot capitolul 6802. Asistență socială și realizare rețea canalizare fluvială pentru centru social multifuncțional persoane vârstnice. Depășește cu ceva, dar cred că putem face dacă ceva. Cine este pentru amendamentul domnului Jean? Domnul consilier Împotrivă. Abține? Abține. Domnul consilier Munteanu, Tocaci, Rusu, Abdean, Bureșan, Bucaleț, Costa, Bișan, Radu, Farcaș, Mărginean și Muș. Ce?
La poziția tot cultură, poziția 2, poziția B3, realizare drum și alei acces la grădina zoologică, să se numească alei și drum acces în incinta grădinii zoologice. Schimbarea doar de proiectului. Proiectul care a fost... Denumirea proiectului. Așa se numește proiectul. Cine este pentru? Deci, domnul consilier Balcău, Bobolțanu, Fărcaș... Deci toți am mai luat. Da. Împotrivă? Abține? Nu. Mai aveți amendament, domnul? Mai aveți vreun amendament? Da. Nu mai. Deci nu mai. Da, cred că cel mai important amendament, și vă rog să fiți atent, domnul Spidon, ce vreau să vă spun, este acesta cu capitolul 6702, cultură, poziția 1, amenajare zona de agrement. Susțin încă o dată că dacă vom vota acest buget în această formă a listei de investiții, ne aflăm într-o gravă eroare. Pentru că tot noi am aprobat, printr-o hotărâre de Consiliu, valoarea investiției. În cazul în care propunerea de a se scoate această poziție A1 din lista de investiții și a se face o hotărâre de Consiliu Local care să completeze divizul inițial. Așa amendamentul va fi aprobată. Domnul, de ce amenințare? Nu voi vota... Nu ameniți pe nimeni. Ce amenințare este, domnul primar? Domnul Spiridon, v-ați urmărit până acum și dacă cumva credeți că greșesc din punct de vedere legal, mă spuneți. Consider că hotărârea de Consiliu nu îndeplinește condițiile de legalitate, deoarece nu arată exact valoarea investiției. Deci asta este primul amendament, că această amenajare zona de agrement, cu tot cu suma de bani care va fi alocată sub ulterior hotărârii de Consiliu, să fie scoasă din hotărârea privind rectificarea bugetului. Primul amendament. Cine este pentru? Da, puțin, că e nevoie de niște explicații. Domnul Boșii, vă rog. Ne-ați explicat și vineri, mai spuneți o dată. Dar eu vorbesc de legalitate încă puțin. Haideți să explicați-mi dacă greșesc din punct de vedere a legalității. Avem o hotărâre de Consiliu Local care stabilește o valoare și vă propun o altă hotărâre de Consiliu Local care suplimentează valoarea aprobată tot în Consiliul Local. Greșesc? Direcția economică. Vă rog, direcția economică. Deci anterior... Este legal. Corect. Și acum este legal? Domnul Boșii, vă rog, dacă v-am spus să vorbiți, vorbiți. Deci, această valoare, această circa 230-40 de mii, care vorbim de mărime. Îi prinde banii ăștia. Reprezintă, banii ăștia îi prinde motorul. Reprezintă contravaloarea serviciilor și lucrărilor adiacente lucrărilor de bază la obiectivul de investiții, în ceea ce privește demolarea de la WC-ul existent. Domnul Borși, dirigenția de șantier trebuia prinsă în valoare de 53.000 de lei în devizul inițial, că știați că avem dirigenție de șantier. Asistență tehnică, amenajare zonă de agrement de 62.000 de lei trebuia prinsă în devizul inițial. Cotele ISC și CSC de 67.000 de lei trebuiau prinse în devizul inițial. Eu nu vreau să vă spun că nu votez. Nu ameniți pe nimeni. V-am spus, cadrul legal a unei hotărâri de Consiliu este dată de votarea în ansamblu a valorii de investiții și nu a introducerii ei în lista aceasta, fără să fac obiectul și unei hotărâri de Consiliu. Propun o hotărâre de Consiliu. Aprobarea anterioară hotărârii de aprobare a bugetului a unei hotărâri suplimentare prin care să se majoreze valoarea investiției cu această sumă. Am avut hotărâre de Consiliu când am aprobat bila. E același lucru, doar că o faceți pentru deci. Am avut? Domnul viceprimar. Poate greșesc, am avut hotărâre de Consiliu când am aprobat bila. Am avut. În noiembrie 2020. E același lucru. Este același lucru. Singura condiție este de tempo. Adică întâi aprobat. Lucruri diferite. Nu se poate începe o lucrare până nu aveți diriginte de șantier, nu se poate începe o lucrare până nu aveți proiect, până nu aveți... Degeaba veniți acum să vă aprobăm noi bani
pentru dirigente de șantier, pentru inspector și așa mai departe. Bani care nici nu se putea începe lucrarea. Dar nici n-am spus că, dar nici nu vă spun că nu s-a semnat contractul. Contractul de dirigenție a fost semnat la începerea lucrărilor. Problema este că n-am avut o alocare bugetară pentru aceasta, în mod clar. Deci, nu am avut și până de 7 milioane. Deci am avut valoarea de obiectiv. Domnul Munteanu, da, dacă îmi permiteți în câteva cuvinte, vreau să fiu foarte concret. Cred că pot să dau o lămurire și domnului viceprimar Bobolțean. Deci, am înțeles ideea pe care dânsul o prezintă. Ok, vorbim despre legalitate, dar eu cred că încercăm să forțăm un pic nota. Motivul nu este treaba mea. Vreau doar să înțelegeți următorul aspect. Sunt perfect de acord să votăm astăzi, așa cum spunea și domnul viceprimar, să votăm astăzi în forma aceasta, această hotărâre, iar ulterior, înainte de în următoarea ședință să se facă exact ceea ce domnul viceprimar spunea, o hotărâre de Consiliu prin care să se crească valoarea investiției, ca să intrăm în perfectă legalitate, pentru că nu se întâmplă absolut nimic în momentul în care avem buna credință. Deci trebuie să invocăm buna credință și respectul. De vedere legal, a conceperii unei hotărâri de Consiliu Local. Atâta timp cât, numai puțin, cât a existat o sumă inițială pe care tot Consiliul Local a aprobat-o. Haideți să nu devenim acum ipocriți. Acest Consiliu Local a aprobat investiția numită Strand. Nimeni altcineva. Prin votul Consiliului Local se aprobă, da? Acest Consiliu Local a aprobat o nouă hotărâre de Consiliu Local privind achiziționarea bilei. Am dreptate. Păi dacă am aprobat prin hotărâri, de ce suma aceasta nu aprobăm prin hotărâri, vă întreb? Dacă mi-a explicat, pot fi de acord. Explicați-mi. De ce nu printr-o hotărâre de Consiliu Local care să aducă devizul la forma normală? Dacă acum este nu putem aproba ce ne deci, domnule, am spus că scoate în suma aceasta de bani de aici. Lucrarea de investiție și suma se scoate prin amendament și se pune într-o hotărâre de Consiliu Local, așa cum a zis și doamna director. Distinctă. Distinctă, cu tot cu sumă. Suma de aici nu împărțim. N-am spus că suma aceasta o direcționăm în altă parte, nu? Astăzi trebuie niște cheltuieli conexe valorii de investiție, care cu dărâmarea WC-ului, cu racordarea de apă și canal, cu Enel-ul, nu se prind în devizul general. Cu dirigenția de șantier, cu asistența tehnică. Păi da, dar aici sunt sumele cele mai mari. Și aici 7 de milioane, 5, 3 de milioane, 62 de milioane. Că le puteam prevedea de la început. Haideți să supunem amendamentul domnului Bobolțanu la vot. Cine este pentru? Deci domnul consilier Palcău, domnul consilier Bobolțanu, doamna consilier Săptar, Samatoriu, Voimia, Borca și Madova. Împotrivă? Abține? Domnul consilier Munteanu, Tocaș, Rusu, domnul consilier Artean, Mureșan, Cucaleț, Costa, Bișan, Radu, Farcaș, Mărginean și Mugiu. Deci amendamentul a căzut. Mergem mai departe. O întrebare. Nu se poate să se mai oprească o dată în toate aceste încurcături? Acest buget data viitoare când se va mai face? Luna viitoare. Luna viitoare. Nu se poate discuta exact în acest, fără presă, fără nimeni aici. Nu se poate discuta unde, cum să mai le facem de rușine față de cetățenii români? Mă doresc. Nu se poate face, adică oprim o dată această mascaradă care ne face așa într-o situație penibilă consilierii, primari, viceprimari și toți șefii de secte. Am înțeles, domnul Crișan, următorul amendament. Da, de la reactualizare PUB, poziția 5102, poziția B, valoare inițială 30.000 de lei, cei 105.000 de lei se completează după cum urmează. Capitolul 6802, asistență, asigurare și asistență socială, poziția B2, și în aceste condiții nu se vor mai lua banii de la
Capitolul 5402, poziția B2, realizarea acces persoane cu handicap locomotor cu platformă ridicătoare la imobil SC Clep, strada Ilie Caragialo, numărul 13. Cei 60.000 de lei care au fost alocați rămân pe loc. Și totodată rămâne neschimbată poziția capitolul 7402, mediu și ape, poziția B1, lucrurile de colmatare la Valea Erzului, pentru că și de aici au fost luați bani și mutați pe punct. Acesta este al doilea amendament. Da, avem o rez de 5.000 și o să vă spun unde îl punem. Cine este pentru? Domnul consilier Falcău, domnul consilier Lobăuțanu, doamna consilier Fulcașu, domnul consilier Stamatu, domnul consilier Băinia, doamna consilier Borca și domnul consilier Magalan. Împotrivă? Nu avem voturi împotrivă. Abțineri? Domnul consilier Munteanu, doamna consilier Tocaci, Rusu, Artean, Mureșan, Bucaleț, Costa, Crișan, Radu, Farcaș, Mărgineanu și dumneavoastră. Domnul Mujic. Da. Tot dumneavoastră. Este absolut, da. Deci nu a trecut așa nici acest amendament. Continuăm până. De la capitolul 5... Nu este ultimul, este al treilea. Modernizare piața obor, capitolul 5402. Doresc să rămână banii care au fost mutați de la întocmirea documentației tehnico-economică pentru amenajări exterioare zona Castelului Corvinilor. Este un proiect pe care îl putem face și pe bani plătit. Mai ales Castelul produce foarte mulți bani. Iar din valoarea de 140.000 de lei care rămâne, se vor muta la capitolul 6802, poziția B2, suma de 45.000 de lei pentru a întregi costul lucrării, rămâne neschimbată capitolul, rămâne neschimbat capitolul 7402, mediu și ape, poziția B2, lucrări de colmatare Valea Seacă. Deci, practic, cele două lucrări de decolmatare vor rămâne cu sumă. A căzut primul amendament. Deci ăsta se leagă? Asta este alt amendament. Acum... Înseamnă să punem în aplicare acea chirie pe care am avut-o și chiar domnul Crișan ne atrăgea atenția, modernizarea să se facă pe banii magazinului care plătește o chirie foarte bună și așa am discutat atunci. Banii respectivi se vor duce toți în modernizare. Iar noi să lăsăm suma pentru piață care o putem propune de 130.000 de lei la care se adaugă cealaltă sumă. La aia nu să mă refer. Se iau banii de la piață care sunt mutați de la documentația tehnico-economică, că banii la piață sunt suplimentați prin documentația de la Castel. Amendamentul la tot. Cine este pentru? Domnul consilier Falcău. Eu dat amendament. Păi lăsiți domnul... La civil. Domnul viceprimar. Domnul Falcău, domnul Bobăuțanu, doamna Farcașu, domnul Stamatoriu, domnul Văinia, domnul Văinia, doamna Borca și domnul consilier Magaon. Nu, eu nu, nu mai are. Deci domnul consilier Magaon n-a votat. Pentru. Mai departe. Împotrivă? Împotrivă. Nu, domnul Magaon n-a votat pentru. Deci acum urmează să voteze. Împotrivă? Împotrivă sau abține. Domnul Munteanu? Abține, da. Domnul Munteanu, domnul Magaon. Împotrivă, adică. Împotrivă, scuze. Eu am zis împotrivă. Deci împotrivă. Cine este împotrivă? Domnul consilier Artean. Abține. Domnul consilier Magaon, domnul consilier Munteanu, domnul consilier Rusu, Mureșan, Bucaleț, Costa, Crișa, Radu, Farcaș, Mărgineanu și Mujic. Da. Da, era ultimul amendament. Deci a căzut și acest amendament. Și? Din respect pentru că am vorbit despre ele, va trebui să supun atenție dumneavoastră și ultimul amendament. Tot din acea sumă care se mută din proiectul de la Castel pe piața Obor, solicitam din capitolul 5402 75.000 de lei la capitolul 6502 învățământ. Poziția B5, reabilitare termică, școala gimnazială numărul 2, care este începută lucrarea și are nevoie de bani. Și totodată la poziția B6, 20.000 de lei
pentru completarea sumei la centrala termică de la Colegiul Matei Corvin. Supuneți, doamnă. Cine este pentru? Domnul consilier Balcău, domnul consilier Bolovțanu, Părcașu, Stamatoriu, Oinia, Borca, Magaon. Împotrivă? Abține? Domnul consilier Nânteanu, Tocaci, Rusu, Artean, Bureșan, Bucaleț, Costa, domnul Fișan, dumneavoastră, domnul Fișan, doamna Radu, domnul Farcaș, Mărgineanu și domnul Fișan. Dacă îmi dați voie, domnul președinte. Da, spune, vă rog. Vă mulțumesc cu domnul Viru Crișan și are perfectă dreptate. Nu, știți de ce? Numai un moment. Domnul viceprimar. Începe campania electorală, după cât se vede. Toate sunt proiecte prioritare, să știți. Nu încercați să transferați iluzia unui interes social luând de la alt interes social. O sugestie. Deci lupta electorală nu faceți declamativă, ca imagine. Faceți-o real. 3 ani de zile când ați avut nevoie de voturi, le-ați dat. Dacă începe campania electorală, anunțați public cel puțin. Nu luați de la anumite proiecte care sunt chiar necesare, chipurile, să transferați pe niște interese sociale. Toate sunt interese sociale. Depinde când le vine vremea la fiecare. Până acum, de ce n-ați ridicat aceste interese sociale? Eu am ridicat problema capelei de la cimitirul municipal de 2 ani de zile. Și a susținut-o. A susținut-o? Până acum, ați inițiat vreun proiect dumneavoastră? Nu. A susținut? Da, dar trebuie să inițiați proiect de hotărâre. Dacă chiar în cadă... Dar de ce dumneavoastră să inițiați un proiect? Nu. Domnul viceprimar. Ba da, puteam, într-adevăr, așa este. Așa este. Problema se pune. Dacă dumneavoastră credeți că componenta socială privind amenajarea unei rampe pentru persoane cu handicap, de la care iau bani. Dar până acum de ce n-ați ridicat unul la 3 ani de zile? Erau bani în buget, uitați-mă de zile. Astăzi au fost luați. Încă am avut 2 ani de zile până acum. De ce n-ați ridicat? Astăzi au fost luați bani. Banii sunt puși și în buget. Astăzi vă rețineți. Nu transferați lupta electorală în mod declamativ, ci ca imagine în Consiliul Local. Și nu ne puneți în situația, ingrată să arătăm bunedorenilor că de fapt noi votăm împotriva unor proiecte sociale. Pentru că nu este așa. Păi prin realizarea acestei rampe, mă iertați, dar tot la acum am încurcat de 50.000 de lei. Domnul viceprimar, e doar o rampă, se poate realiza luna viitoare. Sunt absolut de acord. Se poate realiza luna viitoare. E doar un punct, se putea realiza discutăm luna viitoare. Discutăm de o oră, într-o campanie electorală sterilă deja. Faptul că ai un punct de vedere, nu înseamnă întotdeauna creșit la campanie electorală. Este campanie, domnul viceprimar. Dar de ce nu am fost consultat cu acest buget anterior? Cum ați fost consultat dumneavoastră. Și atunci n-aș fi avut nevoie de ședința ordinară unde pot să mă exprim și unde am dreptul. Păi sunteți viceprimar. Am să mergem la vot. Hai să ne punem la vot. Am vrut să mai trebuie. Titlul hotărârii. Cine este pentru? Pentru domnul consilier Bogdan, domnul consilier Magaon, domnul consilier Rusu, doamna consilier Tocaș, Abdeam, domnul consilier Bureșan, Bucaleț, Costa, Crișan, Rabu, Farcaș, Răgineanu și Mujer. Împotrivă. Împotrivă. Abține. Domnul consilier Balcău, Bobouțan, Părcașu, Stamatoriu, Oinia și doamna Iorca. Deci, articolul 1. Articolul 1. Cine este pentru? Domnul consilier Magaon, domnul consilier Dunteanu, domnul consilier Tocaci, Rusu, Artean, Bureșan, Bucaleț, Costa, Crișan, Radu, Artean, Farcaș, Mărgineanu și Mărgineanu. Împotrivă? Abține? Balcău, Bucaleț, Bărbașu, Anatol, Bărbineanu.
Articolul 2. Cine este pentru? Deci domnul consilier Bobozanu? Nu. Ați ridicat la deci nu te vedeți? Nu stă. Deci domnul consilier Magaon, Odean, Tocaș, Rusu, Arcaș, Bureșan, Lucăleț, Costa, Bureșan, Bravo, Parcaș, Continent. Împotrivă? Abține? Balcău, Bobozan, articolul 3. Cine este pentru? Munteanu, Tocaci, Magaon, Rusu, Artean, Cureșan, Bucăleț, Costa, Crișan, Radu, Sparcaș, Patinon și Moșe. Împotrivă? Nu există. Abține? Articolul 4. Cine este pentru? Deci, aceiași consilieri care au fost și la articolul anterior. Împotrivă? Nu există votul. Abține? Aceiași consilieri care au votat și la articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Nu există votul împotrivă. Abține? Nu există abține. Articolul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitatea. Hotărârea numărul 299 pe raportul. Cine este pentru? Deci domnul consilier Agaon, domnul consilier Munteanu, Tocaci, Rusu, Artean, Mureșan, Bucăleț, Costa, Crișan, Radu, Farcaș, Cătinean și Mureșan. Împotrivă? Abține? Balcău, Bucăleț, Cărcașu, Stamatoiu, Lăinia și Domnul. La punctul 19 al ordinii, cu proiectul de vedere privind aprobarea rectificării bugetelor de venit și cheltuieli anul 2015 ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venitul proprii, aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Local al Municipiului Mărioara. Sunt situații de conflict de interese incompatibilități la acest punct? Domnul primar, nu am invitat o dată. Comisia de buget? Am scris favorabil. Comisia juridică? Favorabil. Comisia de urbanism? Favorabil. Nu participă la vot, doamna Rat și domnul Bănia. Comisia de urbanism? Favorabil. Comisia de comerț? Favorabil. Cultura? Favorabil. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt la scrierea.